Dragii mei, printre altele, mă gândeam în seara aceasta, da. este foarte important să lucrăm în casa Domnului, în via Domnului, de bună oară copiii, adolescenții, tinerii, însă mă gândeam, printre altele, nu cu orice preț. De bună oară, în Matei, în capitolul 21, spune aici, Cartea Sfântă, un om avea doi feciori, versetul 28, s-a dus la cel din tâi și a zis, fiule, du-te azi de lucrează în via mea. Aici, printre altele, arată cerința porunca tatălui, o poruncă, dute, e un imperativ. Cel ce vrea mântuirea, ăla trebuie să asculte. Datoria fiului era să asculte. Apoi, un al doilea lucru este perimetru pe care aici ne l arată Cartea Sfântă, unde să lucrăm, în via lui. Deci chiar atunci când lucrăm, trebuie să avem o călăuzire, fiecare suntem un mădular, nu mai multe, în trupul Domnului. Fiecare să se ține de slujba Lui, cine e chemat la o slujbă să ține de slujba Lui. Cine are un dar în virtutea darului să lucreze. Deci e foarte important perimetru, via mea. Și un al treilea lucru aici arată și timpul. Du-te azi de lucrează în via mea, azi, nu mâine. Sunt foarte mulți care amână mereu în timp, Așteaptă anumite schimbări și trece timpul, trece viața și nu mai lucrează și în final se vor întâlni cu Domnul, așa cum era aici cuvântul care a fost subliniat în această seară. Deci, în seara aceasta, aș vrea să nu uităm, noi trebuie să lucrăm, dar în același timp Domnul are și pretenții de la noi. Și aici, în textul nostru, tocmai asta Domnul scoate în evidență, un fruntaș a întrebat pe Iisus, bunul învățător. Ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? În Evanghelia după Marcu, aceeași întâmplare spune, tocmai când era gata să pornească la drum, alergat la el un om, a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat, bunul învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Iisus îi răspunde, Domnul întotdeauna a răspuns la toate problemele. Chiar dacă răspunsul nu a fost pe măsură, în sensul că nu i a plăcut cuiva, ca acestui tânăr care o pleca foarte întristat. Dar Domnul întotdeauna a spus adevărul. Printre altele, Domnul ce vrea să ne arate aici, printre altele, este că lucrarea Domnului nu se poate face oricum. Domnul nu face derogare pentru nimeni. Și în Evanghelia după Marcu mai se face aici o consemnare, o subliniere vis-a-vis -vis de acest pasaj. Versetul 21, Iisus a uitat țintă la el, a iubit. Și a zis, îți mai lipsește un lucru, l-a iubit. Și chiar dacă l-a iubit, nu a spus, uită, în dreptul tău, fac o derogare, că sunt stăpân, sunt Dumnezeu. Când tânărul vine și pune această întrebare bunului învățător, Domnul l-a întrebat, de ce mă numești bun? Unul singur e bun Dumnezeu. Vezi în mine cu adevărat pe Dumnezeu? Cam asta era întrebarea Domnului. De ce mă numești bun? Era Domnul bun, categoric era. Domnul îi răspunde, unul singur este bun, Dumnezeu, dar el era. Toma, în momentul învierii, o realizat de-abia atunci când l-a văzut pe Domnul, Domnul meu și Dumnezeul meu. Pentru că mai văzut, ai crezut, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Dar tânărul acesta vedea în Domnul, nu pe Dumnezeu, vedea doar un bun învățător. de a venit cu problema lui. Eu nu cred că tânărul acesta a venit ca să-și scoată în evidență partea lui, calitățile, valorile, valențele pe care le avea, trăirea lui, morală, pentru că avea un standard în moral. El a fost într-un fel, el a simțit un gol înăuntru lui, sunt foarte mulți la ora actuală, care simt un gol înăuntru lui și golul ăla este, nu-i completat de nimic. Nu-l poți completa cu o cântare aici, cântând la cor, la fanfară. Nu-l poți completa atunci când predi, să fii predicator, chiar lucrător, Golul ăla nu poate fi completat de nimica. Numai Domnul îl poate completa cu prezența lui. Tânărul a simțit golul acela și a fost împins nevoia lui spirituală. Voi sublinia trei lucruri, ce le avea și ce nu avea tânărul acesta. E foarte important și dacă vom fi atenți, vom înțelege în final. Dar înainte de toate, mie îmi place, vedeți, Domnul, încă o dată, chiar dacă l-a iubit și tânărul acesta avea un alt standard moral, Domnul nu a făcut nici în dreptul lui o derogare. Biblia vorbește în Luca 15 despre fiu, pilda fiului risipitor. Și acolo ne spune cuvântul Domnului că fiul cel mic a venit într-o zi și o zi stată, în partea averea. Vreau să-mi dai partea care mi se cuvine și să plec. Nu mai putut suporta regimul de acasă. Dar ce mă uimește acolo, că acest tată care reprezintă pe Dumnezeu, nu încerca să dialogueze, să tragiverseze cu, cu fiul. Să-i spună, dar ești fiul meu, ce nu-ți convine? Uite, accept, eu accept anumite lucruri, tu la fel și ajungem la un uitor comun. Principiile lui Dumnezeu, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ăla nu poate fi comentat. El nu poate fi îmbunătățit, îndulcit. Cuvântul rămâne cuvânt, principiile rămân principii. Amin. Domnul nu a făcut nicio concesie, nici în dreptul fiului cel mic, din pilda fiului risipitor, dar nici în dreptul acestui tânăr, bogat, Filiera este aceeași, nu există alta. Dar interesant că nici fiul cel mic nu a încercat să dialogueze, să-i spună, tată, dar mai lasă din ale tale, l-a cunoscut, o cunoscut integritatea tatălui, verticalitatea. Un tată integru, sfânt. El doar atât, tată, în parte, că vreau să plec. Ei, când s-o întors înapoi, întoarcerea reală la Dumnezeu, este tot la Tată, nu în numai într-o biserică locală. Voi consemna și acest lucru pe parcurs. Nu e suficient să ne întoarcem într-o biserică locală, e foarte important. E foarte important, dar nu e totul. Nu e suficient să ne întoarcem într-un cor, într-o fanfară, e foarte important, dar nu e totul. Nu e suficient. Numai atunci când ne întoarcem la Domnul din toată inima ca fiul risipitor, El să a Stiu știu ce voi face, mă voi întoarce la tatăl meu. Numai tata poate să-mi dea mântuire, îmi poate da iertare. Numai tata mă poate bine, binecuvânta. Numai el are pentru mine veșnicia, viitorul, e în mâna lui, la el mă voi întoarce. Și când o venit arată Biblia și cum o venit, o veni fără pretenții, o capitulat, o căzut înaintea lui, s-o recunoscut, nu încercat. Vedeți cât timp există de multe ori când aruncăm unul pe altul vina, nu e în ordine acolo, atunci când este o întoarcere reală, atunci te recunoști și fără comentarii, fără pretenții, te întorci la Dumnezeu. Tata nu încerca să-l oprească, dar nici în pilda noastră, în întâmplarea aceasta cu tânărul bogat, nu încerca Domnul să-i spună, uite, sunt uimit de starea ta morală, ce a avea tânărul acesta? Vedeți, există această tendință, ce să fac ca să moștenești viața veșnică? Ca să moștenești viața veșnică, nu trebuie să faci ceva, trebuie să fii ceva, ca să moștenești viața veșnică, trebuie să fii un fiul lui Dumnezeu. Trebuie să fii un om neprienit, trebuie să fii un moștenitor. Dar tânărul acesta avea o, statut, o standard înalt din punct de vedere moral. Ce avea tânărul bogat? Avea o moralitate înaltă. Dar ce nu avea? Nu avea starea de neprienire pe care Dumnezeu nu era spiritual. A fi moral e una, a fi spiritual e cu totul alta. Și ca să înțelegem mai bine, vreau să deschidem la faptele apostolilor la capitolul 10. Uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Biblia ne vorbește aici de Corneliu, sutașul Corneliu. Capitolul 10, versetul 1. În cezare era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostaș numită Italiana. Omul acesta era cu cernic. Atenție, numai ce valori, ce lucruri înalte sunt descoperite și subliniate în viața acestui om. Era cu cernic. Cu cernic înseamnă un om evlavios înalt, coținut înaltă și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui, o reușit să stabilească și o la toată familia, la toată casa lui. Zice, el făcea multe milostenii în orodului, lui și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Versetul 22 spune aici, E au răspuns, utașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu, vorbi de bine de tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger vrând să te cheme în casa lui să audă cuvinte pe care îi le vei spune. Ce a avut Corneliu? A avut o moralitate, un standard în al moral. Pentru că Biblia spune aici, printre altele, în fapte, în capitolul 11, versetul 13, așa. El ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe un înger, stând înaintea lui și zicându-i, trimite la Iope și cheamă pe Simon Zi și Petru, care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Cum Corneliu, nu era mântuit? Nu era. Chiar atunci când eu fac o lucrare în casa Domnului, s-ar putea să nu am încă garanția mântuirii, categoric. Categoric. Orice aș face, nu prin ce fac eu sunt mântuit, ci prin starea de neprienire. Ce avea tânărul bogat? Fapte, fapte deosebite. Și orice părinte de aici s-ar bucura dacă fiul, fica, ar trăi la acest standard în al moral. Noi de multe ori ne bucurăm de copiii noștri, dar dincolo de partea aceasta, un om cu adevărat care este al lui Dumnezeu și are o întâlnire reală, ăla nu numai moral, este în primul rând moral, dar în al doilea rând spiritual. El trebuie să aibă și starea aceasta de spiritualitate. Ori starea de spiritualitate noi nu o putem primi decât prin Domnul Isus. de -aia Domnul a spus, îți mai lipsește un lucru. El avea o piedică, nu a putut da piedica la o parte. Piedica au rămas înaintea lui, nu au putut o anula, nu au putut o depăși. De piedica la o parte și apoi vino și urmează-mă, nu au putut o da. Domnul Iisus, vino și urmează-mă, că fără mine nu poți să ai starea de spiritualitate, de neprihănire. Fără neprihănire noi nu putem fi acceptați de Dumnezeu. E aici este problema. Vreau să vă spun un lucru foarte important. Noi facem fapte bune, nu ca să fim mântuiți, pentru că suntem mântuiți, noi nu putem fără fapte bune. Noi primim starea de neprienire prin Domnul Isus, îl credem în El, ne recunoaștem păcatele, capitulăm, cerem clemență și îndurare de la El și El ne spală, ne garantează iertarea. Ei, de acum înainte, eu trebuie să trăiesc standardul, am un alt statut, standardul pe care Domnul îl dorește. Dacă nu primestarea starea de neprienire, pot foarte multe să le fac. Voi fi tot timpul într-o căutare și mereu voi încerca să umplu golul acela cu alte surogate și nu voi reuși, că nu reușim. Nu e un alt nume dat oamenilor în care să fie mântuiți, unul singur și acesta este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De deci aceea este foarte important să nu uităm, tânărul era moral, dar nu era spiritual. Corneliu era moral, era moral, dar nu era spiritual era nevoie de această stare de neprienire. De aia Domnul îi spune aici, a zice aici, versetul 17 și 18, din fapte ca o întărire a ideii. Deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Isus Hristos, cine eram eu să mă potrivesc lui Dumnezeu? După ce au auzit ei aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat de și neamurilor pocăința. nu poți fără pocăință. A dat și neamurilor pocăința ca să aibă viață. Astea sunt legate una de alta, prin pocăință vine viața spirituală, prin viața spirituală vine starea de neprienire. Iar aceasta și pocăința și viața spirituală și starea de neprienire nu e altul decât Domnul Iisus prin El. Prin El le primim. De aceea în seara aceasta eu doresc Dumnezeu să binecuvinteze toți tinerii din biserică. E un mare pericol pentru tinerii noștri, pentru familiile noastre. De ce? Un tânăr e crescut în biserică, asta e o parte pozitivă, e pomenit. Biblia spune în Matei, 10, în Matei, 20, pilda lucrătorilor viei, și acolo spune că stăpânul o ieșit dis de dimineață, aia înseamnă apoi la ceasul al treilea, al șaselea, al nouălea și al unsprezecelea. E una din interpretări, nu e numai aceasta, dar una din ele ar fi aceasta. Dis de dimineață sunt copiii care au cântat aici, cântă de mici, sunt în casa Domnului. Îl laudă, îl cinstește și îl onorează pe Domnul. Ceasul al treilea sunt adolescența, ceasul al șaselea, tinerețea. Ceasul al nouălea, deja la o anumită vârstă mai întată, al unșpelea, în vârstă deja, bătrâni. Domnul cheamă oioiții și melușei, cheamă în turma lui. Dar vreau să nu uităm, dragii mei, toți trebuie într-o zi neapărat și necondiționat să aibă o întâlnire personală cu Domnul, să primească starea de neprienire. Dacă nu primește starea de neprenire, nu s-o rezolva problema, în Ioan, capitolul 1, spune așa, a venit la Isai și Isai nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în el, le-au dat dreptul să se facă copiii lui Dumnezeu. Născut nu din sânge, repet ce am spus dimineața așa, tangențial, nu din sânge, adică din familiile noastre, în virtutea faptului că este copilul nostru. Ei spuneam că este un pericol, copilul se obișnuiește, se familiarizează cu cele sfinte, cu rugăciunea, cântarea, predica, el vine aici, el știe că trebuie să acționeze, să activeze și el nu se va lupta în continuare să depășească momentul acela la vremea potrivită să fie născut din nou. Și s-ar putea să treacă timpul și el să rămână fără această naștere din nou. Și tot timpul să fie un gol și să nu aibă putere să depășească multe lucruri cu care se confruntă. Biblia spune cu privire la această stare de neprihănire, care este foarte importantă. De bună oară, în multe locuri, dar în romani, citim din romani, spune aici în capitolul 3, în felul următor, citim câteva versete. Capitolul 3, versetul 10, după cum este scris, nu este niciun om neprienit, nici unul măcar. Au zis, niciunul nu e neprienit. Neprienirea nu putem primi prin noi, prin faptele noastre evlavioase. Noi facem fapte evlavioase, categoric, ele au o, o, o valoare extraordinară, pentru că suntem mântuiți. Până și Duhul Sfânt, noi nu îl primim ca să fim mântuiți. Biblia spune așa, și pentru că sunteți fii, Dumnezeu va trimis în inimă Duhul Fiului Său, care striga ava, adică Tată. Și pentru că sunt acum fiul, sunt și moștenitor împreună cu El. De deci ce eu primesc Duhul? Pentru că sunt copil, sunt născut din nou. Pentru că am starea de neprihănire înaintea lui. Cum o am? Prin Domnul Isus acceptându-l în viața mea. Dar el nu vine dacă nu dau toate piedicile la o parte. Asta e foarte important. Orice piedică. De aia Biblia spune, dați la o parte orice piedică și păcatul care vă învășoară așa de lesne. De aia spune Biblia în atâtea locuri, de bună oare Matei 16, Domnul Iisus în versetul 24 în continuare. Dacă voiește cineva să vină după mine să se lepe de sine, să-și ia crucea, spune Evanghelistul Luca și Marcu, în fiecare zi și să mă urmeze. Lepădarea de sine e o problemă mare. Știți care este prima treaptă a fericirii? Domnul, pe munte, acolo ne spune Biblia, așa și-a început el misiunea. În Matei 5, o proclamat principiile împărăției cerurilor. Moise așa a început legea când a dat o dat-o principiile pe care trebuiau Israelul să le aibă în atenție. Domnul când și-a început, el la fel, o proclamat principiile noi împărății. Și printre altele, prima fericire, ferice de cei săraci în du, că cea lor este împărăția cerurilor. Ce înseamnă sărăcia în duh? Omul smerit, trebuie să te smerești. Știi și-a spus Domnul, de la Ioan Botezătorul împărăția se ia cu nevală. Cine pune mâna pe împărăție? Cei ce dau nevală. Domnul a spus într-o împrejurare, spune acolo în Luca 13, Tată Doamne al cerului și al pământului te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Dacă nu ne facem ca și un prung, nu pot primi starea de neprienire. Asta e o stare. Nu ajung la neprienire prin propria mea putere, prin faptele mele. Tânărul bogat a avut cu ce să laude, dar moral, înaintea oamenilor. Nu înaintea lui Dumnezeu. De aceea, în seara aceasta, doresc Dumnezeu să binecuvinteze tineretul bisericii. Dar dacă sunt aici persoane care încă n-au liniște, vreau să vă spun, este cea mai mare binecuvântare să primești, să intri în starea aceasta de neprienire, o stare de har. O simți, o trăiești literalmente, te bucuri de ea. Omul care nu o are, tot timpul este în căutare. Ce să mai fac? Încă să mai fac ceva? Să fiu mântuit. Încă ceva. Apoi tot felul de întrebări pe parcursul anilor și a timpului. Oare sunt sau nu sunt? Vreau să spun, un om mântuit, e mântuit. Când Domnul iartă pe cineva și îl consideră neprienit, păi la trăiaște literalmente neprienirea. Am Biblia, o palpez, o simt în mână, de mi-a spune dumneavoastră, toți nu ai în mână. Păi o simt, că o am, o trăiesc. Deci așa este și mântuirea, o trăiești literalmente. Biblia spune tot aici în roman, pentru că suntem aici, spune așa. Dar acum versetul 21 din capitolul 3, acum s-a arătat o neprienire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și anume neprienirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Hristos Iisus, pentru toți și peste toți cei ce cred în El, nu este nicio deosebire. Și sunt socotiți, versetul 24, neprieniți fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus, versetul 28. Pentru că noi credem că omul este socotit neprienit prin credință fără faptele legii, și el va socoti versetul 30, neprienit prin credință pe cei tăiați în prejur și tot prin credință pe cei netăiați în prejur care cred în el. Iar versetul 3 din capitolul 4, ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprienire. Dar apoi neprienirea în continuare, noi trebuie să trăim faptele unui neprienit. Pentru că suntem neprieniți de acum, nici pe departe să trăim cum am trăit. De acum trebuie să trăim și să umblăm în acele fapte pregătite de Dumnezeu. Pentru că avem acest standard și această ținută și acest statut din partea lui Dumnezeu. Mai citesc ceva din Roman, capitolul 5, versetul 1, spune așa. Deci fiindcă suntem socotiți neprieniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem. Este extraordinar. Una este moral, alta este spiritual. Un om care este spiritual, ăla necondiționat trebuie să fie și moral. Ăla trebuie să o rupă cu păgânătatea și cu poftele lumești, cum spune Pavel Întit. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață. Să cu păgânătatea și cu poftele lumea și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și evlave. Așteptăm fericita noastră nădejde și arătarea slavei. Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos, Doamne, lasă harul Tău peste noi. Harul ne învață aici cum să trăim și cum să umblăm. Și aici spune, lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm. Un al doilea lucru, vreau să subliniez în continuare, acest tânăr, tânărul bogat, pe care îl avem aici în Luca, un al doilea lucru el îl avea. Ce mai avea el? El era un fiu al lui Avram. Dar ce nu avea? Nu era fiu al lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că e o mare diferență. E mare diferență să fiu un fiu al bisericii, fiu al bisericii pentecostale din Chiciner, din Betel, din Arad. Fiul al familiei cu el vine la biserică, e pocăi și el, e credincios. Dar e cu totul altceva ce dorește, ce nu avea tânărul bogat, el nu era un fiu al lui Dumnezeu. Ăsta e motivul pentru care o veni și o zis bunul învățător, ce să fac? Eu vreau, simt un gol înăuntru meu. El era, era conștient că nu-i ceva în ordine și trebuie făcut ceva. Ei, ca să fii fiul lui Dumnezeu, trebuie... Să crezi în Domnul Isus și să-l urmezi pe el. Primește stare de neprinire, iar cel de-al doilea lucru vei deveni un copil al lui Dumnezeu. Repet din nou, dragii mei, sunt în bisericile noastre, aici eu mă bucur că nu e așa, dar în bisericile noastre sunt tineri din multe locuri, tineri care fac tot felul de slujbe și lucrători, poate, persoane care fac o lucrare, dar încă nu au certitudinea și încredințarea mântuirii. Pentru că, în primul rând, starea aceea pe Domnul Isus nu l-au împlinătate în viața lor. Încearcă ei să facă tot felul de lucrări. Chiar o slujbă, o lucrare. Zice Biblia, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, n-am făcut noi, tot felul. Și Domnul le va spune curat și clar, limpede, mergeți de la mine că nu vă cunosc. Pe cine recunoaște Domnul? Pe cel care, în primul rând, are starea de neprinire, în al doilea rând, o devenit un fiu al lui Dumnezeu. Cum pot deveni fiul lui? Repet din nou, Ion, capitolul 1 a venit la săi, ai nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în el, le-au dat dreptul să facă copii lui Dumnezeu. Născut nu din sânge, în virtutea faptului că pe, copilul meu îl cheamă Micurescu, îl duc la adunare și de mic și îl familiarizez și în final nu se produce nașterea din nou, dar îi în biserică și îl botez în apă și așa mai departe. Nu, născut nu din sânge, nici din voia firilor, din voia firilor, nici din voia vreunui om, păi de multe ori sunt atâtea motive subiective pentru care oamenii poate chiar să botează. Dacă nu ajung la concluzia că am nevoie în starea păcătoasă să mă proștien, să capitulez înaintea lui și să cer îndurare de la el, n-am rezolvat problema. De aceea în această seară doresc, Doamne, vrem toți să fim fiii Tăi. Vrem să fim născuți, o Doamne, din nou, nașterea din nou, Domnul i-a spus lui Nicodim, o venit, spune Biblia, Nicodim noaptea la Domnul și a spus, învățătorule, știm că ești un învățător venit de sus. Că nimeni nu poate face lucrările pe care le faci tu. Domnul a pus degetul pe rană. Adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția. Sunt persoane, uneori în bisericile noastre, sunt cu noi, dar nu văd împărăția. Ca să o poți vedea, trebuie neapărat să se producă nașterea din nou. Și apoi Domnul continuă, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din apă și din duh, Nașterea din nou este aceasta, nu poate să intre în împărăția cerurilor, nu poate. Împărăția cerurilor începe de aici, să știți. Împărăția cerurilor nu vine în așa fel încât să izbească privirile, nu se va spune uite-o aici sau uite acolo, că ceată că împărăția cerurilor este înăuntru vostru. Este extraordinar să fii fiul lui Dumnezeu. Acolo Biblia arată și în Romani, capitolul 14, versetul 17, coordonatele împărăției. Împărăția celor nu se în mâncare și băutură, ci în neprienire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Ei, dar ca să ajung la aceasta, să intru în împărăție, trebuie neapărat și necondiționat nașterea din nou, să devin un fiu al lui Dumnezeu. Când ești fiul lui Dumnezeu, cum de aici, Domnul Iisus spunea, printre altele, foarte frumos, prin Apostolul Ioan, în 1 Ioan, în capitolul 3, versetul 1 și 2. Preobiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu. Ce vom fi nu s-a arătat încă, lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Dar acum suntem copii al lui Dumnezeu, ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm un lucru, că atunci când se va arăta, el vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este. Suntem copiii lui Dumnezeu într-o lume destabilizată, bulversată și totuși cei din jurul nu ne cunosc. Noi am vrea de multe ori să ne cunoască oamenii. Să știe toți că aceștia ies. Este... Noi dacă am putea, am face și demonstrații. Domnul niciodată nu a făcut demonstrații. Domnul niciodată nu a făcut, nu a moftul cuiva. Cel lucrat după planul celui preanalt. Chiar dacă nu a fost cunoscut, nu a încercat prin minuni să-ți demonstreze că el este fiul celui preanal. Putea să facă. Putea îngenunchea într-o clipă lumea din vremea lui. Și pe noi ne-ar putea ist, lumea noastră, să o îngenuncheze într-un moment. Dar nu o face. El poate face orice, dar nu face decât ceea ce trebuie. Doamne, ajută-ne să învățăm de la tine. Încă o dată, e foarte important. Tânărul bogat ce avea? Era moral. În al doilea rând, era un fiu al lui Avram. Era un mare lucru să fii fiu al lui Avram. Era o mândrie. Se spune că israeliții se bucurau pentru două lucruri. Pentru primul că erau israeliți în al doilea rând, bărbații se bucurau că sunt bărbați și nu femei. Era o mare bucurie, poate deveni rabin și așa mai departe. Era și un tânăr, era și bogat, era și un fruntaș, ne spune Biblia. Ei, dar cu toate acestea, nu era un fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu nu poți deveni decât atunci când ai înfierea, atunci când se produce altoirea, atunci când prin nașterea din nou devii în realitate Fiul lui Dumnezeu și atunci te vei bucura. Eu doresc încă o dată, Doamne ajută-ne să fim toți fii tăi. Un al treilea lucru, ce avea fiul acesta? Era moștenitor a unei religii, a unei religii. Avea o zestre, o zestre trecătoare. Se bucura de anumite privilegii, Tânăr, era bogat, era un fruntaș în rândul semenilor lui. Deci avea o zeste, se putea bucura de ceva, era moștenitor a ceva. Dar nu era moștenitorul împărăției lui Dumnezeu, care e mai de valoare și categoriile depășește pe toate celelalte. Toate eclipsează în fața acestei făgăduințe și promisiuni. Ăsta e motivul pentru care el o venit. Bunul învățător, ce să fac? Să moștenești. Ce să moștenești? Viața veșnică. Dar tu ai aici o moștenire, ai o zestre. Ai o zestre. Ei, de multe ori noi ne bucurăm de anumite zestre pe care părinții sau le primim din partea celor din jurul nostru. Dar ceea ce Dumnezeu ne oferă este extraordinar, lumea nu poate înțelege. Să fii fiu al celui preanal, să fii un moștenitor implicit al împărăției lui Dumnezeu. de -aia Domnul Iisus spunea printre altele, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Cerceta Scripturile, spunea Domnul în Evanghelia după Ioan, căci considerați că în El este viața veșnică. Dar însă și ele, Scripturile, mărturisesc despre mine. Ce frumos să ai și această garanția a moștenirii împărăției. Și aici, dacă ieși ai un privilegiu, este important și e o binecuvântare. Dar nu este totul. Să fii cu adevărat un moștenitor al împărăției. Cum putem deveni moștenitori prin înfiere, prin altoire? De bună oară, dacă luăm un pom și îl ducem din pădure și încercăm să-l punem în ograda noastră, în grădină, și ca și pe ceilalți, încercăm să le aranjăm coroana și așa mai să-i stropim și să facem tot ce putem pentru ei. Toamna, de bună oară, nu va avea niște fructe comestibile, nici pe departe. Ca să aibă fructe comestibile, trebuie să-l altoiești. Fără altoire nu există o îmbunătățire a situației, o rezolvare. De aceea, fără altoire, noi nu putem moșteni împărăția lui Dumnezeu. Ei, după ce se produc aceste lucruri, este foarte ușor să faci lucrarea lui Dumnezeu. O faci lucrarea lui Dumnezeu, du-te fiule de lucrează azi în via mea. Atunci noi trebuie să lucrăm și trebuie să ne dăruim și trebuie să alergăm în via Lui. Aici ne spune Biblia foarte interesant că tânărul acesta, versetul 23, când a auzit el aceste cuvinte s-a întristat de tot căci era foarte bogat. Iisus a văzut că s-a întristat de tot și a zis, cât de a nevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avut ții. Fiindcă mai les este să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Vreau să spun că dacă totul rămânea aici, ar fi, ar fi o nebuloasă și o neînțelegere, o destabilizare a multora. Dar Domnul le clarifică pe toate. Uitați ce spune în Marcu, în capitolul 10, ne spune aici, printre altele, versetul 24, citim, citim și 23, și aici, varianta din Marcu. Zice, Iisus a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi, cât de a nevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avut ei. Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui Iisus și au luat din nou cuvântul și au zis, fiilor, cât de nevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Să se, se încredă în bogății. Păi poți să nu ai bogăție, poți să ai nimica și să te încrezi în ceea ce ai. Poți să nu ai, poți să ai un lucru mic. De aia spunea Luca în capitolul 14, versetul 33. Dacă cineva nu se leapă de, de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Și uneori poți să ai lucru de nimic și să ții la el mai mult decât Domnul. Și ăla să te împiedice în înaintarea ta spre Domnul. Și aici spune cei ce să încred. Ei, de vor fi oameni care au și aici și nu se încred în ele. E o binecuvântare să ai. E o binecuvântare să ai și să nu te încrezi. Pe Avram, îl dă pildă pe Avram. Avram era un om foarte bogat. Dar ne spune Biblia că el este tatăl tuturor credincioșilor și era neprienit. El o crezut pe Dumnezeu, s-a crezut în Domnul. Când a fost vorba chiar de o alegere, pentru el a fost simplu. Lot era nepotul lui, el o luat pe Lot cu el. Și ne spune Biblia acolo în Cartea Genesei, printre altele, zice, alege tu, pentru că a apărut un conflict, o stare conflictuală, un litigiu și el nu a vrut să ajungă acolo. Între slujitorii unuia și altuia, ne spune Biblia că Avram o loc cuvântul, el a intervenit imediat omului Dumnezeu, el imediat anticipează, el imediat întinde mâna, el e o punte de legătură între unul și altul și spune, zice, nu bine să ne certăm, că suntem frați, cananiții sunt în țară, ne văd. Noi trebuie să-l fim reprezentanții lui Dumnezeu, noi îl reprezentăm pe el. Alege tu! Bun, dar tu l-ai luat, e nepotul tău, tu ești privilegiat, nu alege tu. Eu accept orice. Și noi știm, Lot o privi spre câmpie și o ales câmpia spre nefericirea lui. O ales greșit, atât putea el să privească. Privirea lui era în jos, dar Avram privea în sus. El știa că moștenirea lui e Domnul, e Dumnezeul lui. Și el s-a încăzut în Dumnezeu. Și el a acceptat ce a rămas. Ceea ce a rămas? Muntele. Care nu era prosper și așa mai departe. Dar noi știm în final ce s-a întâmplat. Avram a rămas omului Dumnezeu un model pentru noi. Pe parcursul istoriei, Biblia vorbește de oameni bogați, dar care nu s-au încrezut în bogății. Când un om se încrede în ce are și dacă nu are prea mult, o pierdut. Nu-l poți avea pe Domnul. Dacă nu renunți în inima ta, pe prim plan, trebuie să fie Domnul. Și apoi și toate celelalte au valoarea lor și te poți bucura, cum spune Domnul prin Apostolul Pavel în epistola către Timotei. Dumnezeu ne-a dăruit toate lucrurile, este extraordinar, la unul mai mult, la altul mai puțin, ca să ne putem bucura de ele. Dacă nu te bucuri de ceea ce ai, înseamnă că nu-i Domnul cu tine. Noi trebuie să ne bucurăm și în ecaz, ne bucurăm și în belșug. Ne bucurăm și într-un moment critic, când sunt încercări, ba mai mult, ne bucurăm chiar și în ecazurile noastre, spunea Pavel. Dar ne bucurăm și atunci, la bucurie. Vreau să vă spun un secret și dumneavoastră îl știți, vi-l readuc aminte. Domnul nu lipsește la nicio părtășie pe care noi avem dacă îi aparținem lui. Dacă suntem mai lui, Domnul e prezent și la încercarea noastră, când îl chemăm. Dacă suntem mai lui și la bucurie, Domnul participa la nunta din Cana. La nunta din Cana. Eu cred că acolo Pavel când scrie lui Timotei, printre altele, că în vremea din urmă unii se vor lepăda de învățătură, era amintit aici, ca să lipească de duhurile dracilor, de învățătura dracilor. Ei, printre altele, zice, care opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor, căsătoria. Ei, dar Pavel continuă și spune, zice, dacă voi zăbovi să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este stâlpul și temelia adevărului, erau persoane care sfidau, minimalizau căsătoria. Nu e importantă înaintea lui Dumnezeu, nu are Domnul timp de căsătorie, el are alte probleme mai majore. Ei, domnul, vedeți, Biblia, istoria omenirii începe cu o nuntă în Genesa. Domnul a instituit familia și când din nou a coborât Fiul lui Dumnezeu în lumea noastră, el își începe activitatea participând la o nuntă, ridicând din nou standardul familiei pe cele mai înalte culmi, arătând că el, familia are o valoare în ochii celui prea înalt. De aceea aș vrea să nu uităm, dar aici e ceva interesant ce spune. Iisus zice versetul 26, cei ce l-ascultau au zis, atunci cine poate fi mântuit? Iisus a răspuns, ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Cum? Adică Dumnezeu face o derogare în dreptul unuia, că în dreptul tânărului bogat nu a făcut derogare. Ce cred eu aici? Înțelegerea mea este următoarea. ce cu neputință la oameni e cu putință la Dumnezeu. Dacă un om ca tânărul bogat spune Biblia că Domnul s-a uitat, l-a privit și l-a iubit. O văzut că nu a putut renunța. Pare Domnul metodele lui când să renunțăm. Ne poate aduce din bogăție la sărăcie, să nu mai avem nimic. Că în ultima instanță Domnul ne dă și Domnul ne ia. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele lui binecuvântat. Ei, dar e ne nemai pomenit când ai aici frumusețea, când încă ești. Cât timp ori fost persoane care la tinerețe, persoane care s-au botezat la noi. Frate Eugen zice, dacă am un regret, am avut așa confidențial de fiecare dată, avem cu cei care se botează, momente așa și cu ei, tot felul de întrebări. Dacă e ceva și regret, regret că nu m-am întors la tinerețe, atunci Domnul mi-a vorbit. Atunci am auzit Evanghelia, am simțit că trebuie, tot timpul m-a urmărit acest gând. Dar de ce nu v-ați botezat? De ce nu v-ați întors la Domnul? De ce n-ați venit la casa Domnului? Frate, zice, și mi au spus anumite, fiecare avea motivul lui, unul de bună oară în dreptul copiilor, copiii or Copiii ori fost foarte, erau în lume, eu știu ce pregătiri au avut și au spus, dacă te pocăiești, ne, ne strici cariera, ne, ne, aduci o destabilizare și în, lor presat și el efectiv nu au făcut pasul. Aici spune Biblia încă o dată, ce e cu neputință la oameni, e cu putință la Dumnezeu. Dumnezeu de bunoară pe cineva care este tânăr și sănătos și să încrede în sănătatea lui, în puterea lui, în energia lui, îl poate aduce într-o stare la, vertic, la orizontală, bolnav. Într-un moment critic când să-și piardă puterea, energia și atunci să-L cheme pe Domnul. E cu putință la Dumnezeu, Dumnezeu are filiera Lui. Biblia spune, Dumnezeu vorbește omului când într-un fel, când în altul, dar omul nu ia seama. Dumnezeu vorbește în împrejurări diferite. Eu doresc din inimă Dumnezeu să binecuvinteze tineretul bisericii. Dumnezeu să le dea neprienirea, starea de neprienire. Aia o primim numai prin Domnul Iisus când îl acceptăm în viața noastră. Atunci se produce această sare și primim starea de neprienire. După ce am primit-o, noi trebuie să trăim ca niște oameni neprieniți. Un al doilea lucru, noi trebuie să devenim fii al lui Dumnezeu, nu numai fii ai bisericii. Nu numai fii unei familii din biserica, din chicineri sau din Arad. Neapărat să devenim fii al lui Dumnezeu. Atunci avem garanția, liniștea pacea și bucuria. Avem speranța veșniciei. Și în ultimă instanță noi trebuie să avem o zestre spirituală, cea mai mare zestre. Garanția moștenirii împărăției lui Dumnezeu. Și împărăția lui Dumnezeu începe de aici. Ei, în contextul acesta, după ce am devenit fii ai lui, sigur, noi avem un alt statut și Domnul are o pretenție de la noi. Să trăim ca tare, o viață înaltă, spirituală, să trăim ca și fii ai lui Dumnezeu, și ca niște oameni care avem privirea îndreptată tot timpul spre împărăția Lui. Amin.